Vă salut, dragi columbofili. Bine ați venit la un nou vlog pe canalul Turbiță Valentin. Astăzi 23.06.2021. Aș vrea să vă prezint puțin situația din crescătoria mea. Aici ne aflăm în compartimentul masculilor. Cum puteți vedea, în acest moment mai sunt 15 masculi în compartiment și 17 femele. Mâine voi îmbarca pentru etapa de fond, maraton și demifond. Cum bine știți, săptămâna trecută s-au desfășurat două etape de concurs, două etape catastrofale din punctul meu de vedere. Pentru mine personal au fost două etape cum nu am avut în viața vieților mele. Să am pierdut la etapa de fond 8 porumbei, la etapa de demifond 6 porumbei. La etapa de fond 3 porumbei maturi, dintre care un mascul care anul trecut a avut normă la maraton, azi maraton și Grand Prix. Un mascul de 2017, un mascul de bază cu care eu aveam șanse să fac rezultate la maraton anul acesta, ținând cont că aveam decât 3 porumbei pentru maraton. Acum au mai rămas decât cei 2 cu care am zburat și în anii trecuți. Gutul de acolo 17.45.06 și pestrițul List 17.45.36. Cei doi masculi din anul nașterii au zburat 10 din 10 etape, inclusiv Derby Palanca, 470 de kilometri. În 2019, ca Iarlinci, Listul a fost locul 16 pe județ la maraton, iar el locul 57 pe județ la maraton. Anul trecut ambii au zburat 3 maratoane, el fiind locul 7 pe județ la palmares maraton 36-le, locul 9 pe județ la azi maraton. Gutul 17.45.06 a zburat cele 3 maratoane, inclusiv Iziumul, la Izium nu a clasat. Cu ei voi merge în continuare la primul maraton și la al doilea maraton s-ar putea să mai introduc și 2 sau 3 iarlingi. Asta depinde cum vor veni la acest fond. De ce nu le bag de acum? Pentru că femelele poartă inele gold, femelele care m-am decis să le bag la maraton. La fond voi angaja un număr de 20-21 de porumbei, iar la etapa de demifond voi angaja între 5 și 6 porumbei. Deci totul depinde de cum îi voi vedea la mână mâine. Deci ei sunt masculii din lotul de zbor. Bălțatul de acolo, fiul din Sara și din tata lui 36, nu zboară pentru că la primul fond l-a luat uliu și i-a smuls toată pana. Masculul de acolo 75-95-95, cum bine știți din vlogurile mele, el nu a mai zburat de la prima etapă de concurs, a lovit la aripă și a fost oprit acasă. În rest, toți porumbeii vor merge la zbor și sper să facem o figură frumoasă la cele 3 etape care se vor desfășura în acest weekend. Cum bine știți, este o problemă generală în toată România, s-au pierdut extrem de mulți porumbei. Eu cred, părerea mea personală, că
ceva este în atmosferă de porumbei, nu se pot orienta cum trebuie. S-au pierdut porumbei cu palmarese la etape scurte, porumbei care au avut norme la maraton și azi maraton, s-au pierdut la etape de 400 de kilometri. Bineînțeles că și din prostia umană, cum am spus și pe vlogurile anterioare, mințile luminate au decis să lanseze porumbei la etapa de Dunavăț, etapa din țară, pe o ceață de nu vedeai la 10 metri. Bineînțeles, cu o plaie torențială, unde porumbei au căzut pe jos, prin grădinile oamenilor. Am colegi de club care au pierdut la acea etapă porumbei cu maraton, azi maraton, porumbei foarte buni. Eu la acea etapă am pierdut un singur matur, dar un mascul extraordinar de bine, care a fost 3 ani de zile în expoziție, un mascul care avea mare bază în el. Din acel cuplu, din Frederico și Paulina, din campionii naționali, din 2015 până la etapa trecută, nu am pierdut niciodată niciun pui din acel cuplu, atât la viteză, demifond, fond. Nu am pierdut niciun porumbel și la etapa de demifond am pierdut unul, la etapa de fond am pierdut o soră cu el de 2017, care avea peste 40 ceva de clasări, o super, super femelă. Deci la demifond am pierdut 5 arlingi și un matur, la fond am pierdut 3 maturi și 5 arlingi. La etapa de fond am avut o soră bună cu gutul de care v-am spus, gutul de 2017 din Sara și masculul de Buvalda, o soră de-a lui bună de 2018. A zburat 10 fonduri în 2 ani, 5 fonduri ca iarning, 5 fonduri anul trecut. Etapa la primul fond a venit foarte bine în primii porumbei. Sora la masculul din pierdula Dunavăț a venit a doua la mine în primii 10 pe județ la primul fond și la al doilea fond nu a mai venit. Ce este dubios și ce nu înțeleg, de a doua zi, deci după data de 16, mie nu mi-a mai sosit absolut niciun porumbel. Deci niciun porumbel. La colegii de club le-au mai sosit a doua zi, a treia zi, a patra zi. Mie absolut niciun porumbel, parcă i-a înghițit pământul. Dar trebuie să înțelegem un lucru, porumbeii sunt ai noștri doar când sunt în crescătorie, cum sunt eu acum cu ei. Când ies afară sunt păsările cerului, mai ales când îi băgăm la concurs, noi doar îi așteptăm, doar Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu ei. Sunt răpitoare, sunt foarte, foarte, foarte mulți braconieri, din păcate, în România și ei nu gândesc o secundă că noi punem foarte mult suflet pentru aceste minunate păsări, pentru porumbei și e mare păcat să te bucuri de munca altuia, o muncă zilnică. Dar asta este situația, mergem înainte, nu avem ce să facem. Eu personal am pierdut foarte mulți porumbei, porumbei de top. În decursul anilor sunt obișnuit cu acest lucru, dar din păcate sunt tineri columbofili la început de drum și dacă dau într-o etapă, cum au fost cele două de săptămâna trecută și pierd o mare parte din porumbei, se dezamăgesc și se lasă de porumbei din cauza unor oameni incompetenți care nu se gândesc o secundă că sunt porumbei și nu roboți, sunt o mână de carne și o mână de pene. Păcat să-ți bați joc
de ei. Dragi columbofili, cam ăsta este vlogul de astăzi. Eu vă doresc tuturor columbofililor mult, mult, mult succes la etapele ce au rămas în programul de zbor din acest sezon cu maturii. Doamne ajută să aveți etape reușite, să faceți rezultatele pe care vi le doriți și să rămână în crescătorie doar cei mai buni porumbei. Vă salut cu mult respect, Subiță Valentina.